Este enormă, înfometată, dezintegrează chiar și stele, și nici măcar lumina nu poate scăpa de gravitația ei. Este greu de acceptat faptul că găurile negre există, iar ele par a fi imposibile din punct de vedere matematic. Vom încerca să explicăm, începând cu ceea ce credem că sunt găurile negre. O gaură neagră apare atunci când o stea enormă ajunge la sfârșitul vieții. La un moment dat, orice stea va rămâne fără resursele care o făceau să ardă. Stelele mai mici, cum ar fi soarele nostru, se răcesc pur și simplu și devin ceva numit Pitici Maro. Dar alte stele sunt enorme și, în loc să se răcească, explodează și se transformă în supernove. Rămășițele unei astfel de stele se prăbușesc mai apoi, atrase de propria lor gravitație, devenind un punct cu o densitate infinită, care este extrem de masiv, dar în același timp extrem de mic. În jurul găurii negre create se formează un orizont de evenimente, o graniță în spațiu-timp unde gravitația este atât de mare încât și lumina este atrasă acolo. Dincolo de vălul impenetrabil al orizontului de evenimente se află o singularitate. O singularitate este un punct cu un volum care tinde spre zero, dar o masă care tinde spre infinit și asta contrazice toate legile fizicii despre care știm noi. Nici măcar matematica nu ne mai ajută aici pentru că numerele infinite nu sunt încă înțelese pe deplin. Cu alte cuvinte, am putea să spunem că o singularitate nu ar trebui să fie posibilă. Găurile negre nu înghit doar materia din jurul lor, ele consumă și toată informația despre fiecare particulă pe care o înghit. În fizica cuantică este imposibil ca informația să fie pur și simplu ștersă din realitate, dar exact asta fac găurile negre. În ciuda faptului că găurile negre se evaporă încet, eliberând astfel masa și energia pe care le-au acumulat, ele nu înapoiază și informația universului, iar asta nici nu ar trebui să fie posibil. Poate că astronomii văd de fapt ceva care arată și se comportă așa cum ar trebui să o facă găurile negre, dar în același timp matematica arată faptul că găurile negre nu pot exista fără să încalce multe dintre legile naturale. Unii oameni de știință spun și că o singularitate nu se poate forma într-o supernovă, ci că o stea ar trebui să explodeze pur și simplu fără să apară o gaură neagră în locul ei. Dar dacă informația nu are cum să dispară, poate că aceasta ajunge în altă parte. Unele simulări arată că nu există nicio singularitate în găurile negre. În aceste simulări, presiunea din orizontul de evenimente crește foarte mult, după care, dintr-o dată, devine foarte slabă. Asta înseamnă că există altceva în centrul unei găuri negre și ar putea fi vorba despre o gaură de vierme, un tunel care trece prin spațiu-timp. De aici avem și conceptul găurilor albe, care sunt imagini în oglindă ale găurilor negre. Aceste găuri albe aruncă materia, energia și informația în jurul lor și nu lasă absolut nimic, nici măcar lumina să pătrundă prin orizonturile lor de evenimente. Găurile albe ar trebui să existe teoretic, dar nu s-a găsit niciuna până acum în Univers. Acestea ar putea fi ieșirile găurilor de vierme, iar noi nu le putem vedea, pentru că vedem doar intrările, adică găurile negre, în timp ce găurile albe sunt în alte părți ale Universului, care sunt de neatins pentru noi sau sunt poate chiar în alt Univers. Unii cercetători spun că ar trebui să înlocuim singularitățile care par imposibile cu ceva mai imaginabil. Conform cu ce spun aceștia, găurile negre sunt pline de alt mister al universului, energia întunecată. Asta ar rezolva două probleme în același timp, dar nici despre energia întunecată nu știm aproape nimic, deci nu putem fi siguri. O Planck este un alt candidat care ar putea înlocui singularitatea o astfel de stea este ceva mult mai plauzibil decât un punct cu o intensitate infinită și ar conține și toată informația pierdută dincolo de orizontul de evenimente al unei găuri negre. Pe măsură ce masa ei scade în timp, o stea Planck ar deveni din ce în ce mai mare până când la un moment dat s-ar întâlni cu orizontul de evenimente și ar face gaura neagră să dispară într-o explozie care ar emana particule și informație. Orice sunt acele lucruri pe care astronomii le numesc găuri negre, universul nu ar fi la fel fără existența lor. Fiecare centru al galaxiilor despre care știm pare să aibă o gaură neagră supermasivă este posibil ca găurile negre să fie apărut cu foarte mult timp în urmă, atunci când galaxiile abia începeau să se formeze. Ar putea să fie un fel de ancore care dau forma galaxiilor și care le mențin așa cum sunt. Fără ele, galaxiile nu ar exista sau ar fi complet diferite. Este posibil și ca găurile negre să fie apărut mai târziu după formarea galaxiilor, apariția lor aducând și distrugeri masive. În acest caz au ajuns să fie supermasive doar pentru că au avut ce să înghită în centrul galaxiilor, unde stele noi se formează tot timpul. Dacă stelele foarte mari nu ar fi explodat și nu ar fi devenit supernove în procesul de transformare în găuri negre, astfel pe Pământ nu am avea elemente cum ar fi fosforul și azotul, iar fără acestea viața nu ar fi apărut pe planeta noastră și noi nu am exista. Unii cred că găurile negre vor înghiți la un moment dat tot universul, deci ar fi de preferat să nu existe. Pe de altă parte, universul este pur și simplu prea mare. Nici cea mai mare gaură neagră nu va fi destul de puternică încât să atragă stele îndepărtate. O gaură neagră care nu are materie cu care să se hrănească în jurul ei este complet inofensivă. Găurile negre îi ajută pe astronomi să observe cele mai îndepărtate puncte ale universului. Câmpul gravitațional al găurilor negre atrage lumina și se comportă ca o lupă, care chiar dacă deformează imaginea, aceasta poate fi totuși dezlușită, iar asta ne ajută să înțelegem și mai bine universul. Existența găurilor negre a fost prezisă pentru prima dată de către Albert Einstein, atunci când a dezvoltat și teoria relativității între anii 1905 și 1915. Conform acestei teorii, găurile negre ar trebui să existe, dar sunt foarte greu de văzut cu orice fel de telescop. Deci, în loc să caute găurile negre, astronomii caută stele și acumulări de gaze interstelare afectate de acestea. Găurile negre modifică spațiul din jurul lor, atrăgând orice obiect care are gravitație. Uneori, astronomii au observat stele rotindu-se în jurul unor obiecte greu de observat care emit raze X, iar asta sugerează faptul că au văzut găuri negre. Dacă două găuri negre se ciocnesc, ele vor elibera în univers așa numitele unde gravitaționale, iar oamenii de știință au reușit să detecteze și astfel de unde. În 2019, astronomii au reușit chiar să fotografieze o gaură neagră. Deci există foarte multe doveze ale existenței găurilor negre, Matematica poate arată că acestea sunt imposibile, dar asta se întâmplă din cauza faptului că încă nu le înțelegem din punct de vedere științific. Din nefericire, este imposibil să observăm interiorul unei găuri negre în mod direct. Chiar dacă am reușit să trimitem o probă spațială, aceasta ar fi pur și simplu strivită de gravitația găurii negre și chiar dacă ar reuși să treacă de orizontul de evenimente, nu ar mai putea să ne transmită înapoi informații de acolo. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!